alături de noi astăzi la acest frumos prilej, în acest frumos anturaj, în această frumoasă atmosferă de sărbătoare, Călușarii cu ansamblul național de stat de dansuri populare Joc, cei care ne aduc tot mai mult și mai mult la tema acestei frumoase sărbători. Alături de noi, pentru a inaugura această festivitate, invităm în scenă conducerea țării noastre. Îl invităm alături de noi pe domnul Adrian Candu, președintele Parlamentului Republicii Moldova. Și ministrul culturii a Republicii Moldova, doamna Monica Babuc. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, alături de noi! Doamnelor și domnilor, sunt 24 de ani de căutare a propriei identități. Sunt 24 de ani de zbucium, de realizări, de greutăți pe care am învățat și continuăm să învățăm a le înfrunta cu demnitate. De 24 de ani independența mai înseamnă spirit de sărbătoare, mult respect, multă dragoste pentru valorile noastre naționale, pentru neam, pentru istorie, pentru tradiții prin care până la urmă ne regăsim identitatea ca neam. Iată de ce, în debutul frumoaselor evenimente ale acestei zile, salutăm colectivele care vor da chiar acum startul tradiționalei parade a portului popular ajunse la ediția a treia. Să înceapă parada portului popular! Din ambele simbolice porți ale pieței Marii Adunări Naționale, dinspre străzile Pușkin și Bănulescu Bodonii, își croiesc drum spre noi mai multe colective folclorice din țară pentru a aduce omagii portului nostru popular. Pentru că ciocrița ar avea sărbătorile noastre mari, inclusiv ziua independenței, dacă nu am respectat istoria pământului nostru. Dacă nu ne-am iubit părinți, bunei, dorurile, visurile, înțelepciunea și comorile spirituale ale neamului. Așadar, doamnelor și domnilor, participanții paradei portului popular din acest an, ansamblu de dans Lozioara din Lozova Strășeni, conducător Sergiu Cuțu. Ansamblu a fost fondat în 1960, au cutreierat prin lume și au vizitat România, Belarus, Turcia, Rusia, Ungaria, Polonia. Formația Șoimanii și Cupoara din satul Ratuș Criuleni, conducător Ion Chircu și Petru Pietrușca, au ținut titlul model în 2004, au luat premiul mare la festivalul Meșterul Manole din Criuleni, regele brazilor din Bistrița Năsăuț și festivalul cetăților din Brașov. La parada portului popular participa ansamblu etnofolcloric Romanița de la Colegiul Național de Medicină din Chișinău, fondat în anul 2007 la propunerea unui director de colegiu. În 2009 devine colectiv model, cuceritor de premii la diverse festivaluri naționale și internaționale. Formația de dansuri tradiționale Urca din comuna de Ișoara, județul Cluj, România. Conducători Maria Drăgușiu și Marin Conta. Acest colectiv a participat la diferite festivaluri naționale și internaționale din Ungaria, Bosnia, Serbia și Republica Moldova. Ansamblul Opinguța din Chișinău, conducător Maria Lupu. Anul acesta, ansamblul a sărbătorit 25 de ani de activitate. Colectivul a avut multiple turnee în România, Croația, Germania, Elveția, Olanda. Salutăm participarea la Parada Portului Popular a formației folclorice Balada de la Centrul de Creație a Copiilor Floarea Soarelui. Cei care vin împreună cu toată lumea bună astăzi să aducă un omagiu celor 24 de ani de independență. Soarelui care strălucește atât de darnic astăzi în zi de sărbătoare. La parada este prezent și ansamblul folcloric Floare de Salcând din Cigârleni Ialoveni.
conducător Diana Josu Braniște. Colectivul întrunește 18 membri și a fost fondat în 2008. Ansamblul Model a participat la o serie de festivaluri organizate în Republica noastră. Astăzi, în Piața Mare a Adunării Naționale, este și formația folclorică Izvoraș din satul Horești, raionul Ialoveni. Conducător Anastasia Malboci, format în anul 1993. Iar la pas lui, România, în cadrul sărbătorilor de iarnă, au luat premiul cel mare. Salutăm cu mult drag ansamblul Busuiocul din orașul Chișinău, conducător Mihai Chiria. Ansamblul este format în 2010. În această perioadă a reușit să devină laureată în festivalurilor din România, Bulgaria și Turcia. Formația Cimbrișor din satul Călești, Strășeni. Conducător Maria Maidan, formația fondată în 2009, are 16 membri de diferite vârste. În timp, formația a participat la diferite concursuri locale, raionale, republicane, participări încoronate cu mult succes. Și desigur nu puteau să lipsească cei de la Sud. Îi salutăm în această zi de mare sărbătoare. Pe cei din Cadingea, Uta, Găgăuzia, bine ați venit! Salutăm ansamblul de dans popular Busuiocul, Borniceni, Strășeni, conducător Valentina Cazacu, laureată al festivalurilor republicane și internaționale, printre care zilele culturii din Kiev și cântecele omului din România. Vitaim o formație rodină din Chișinău, conducător Irina Dercaci, laureația festivalurilor internaționale, reprezentanța Asociației Culturale Ucrainene din Chișinău. Ansamblul de dans Așra de la Centrul Cultural Evreiesc Cadem, conducător Stella Harmeli, au participat la diverse evenimente culturale naționale, printre care Mărțișor și Ziua Independenței. Formația Hora Mare din orașul Cricova, conducător Denis Gânga, ansamblul Hora Mare activează de 5 ani în Școala de Arte Cricova. Recent a obținut locul întâi la concursul național al școlilor de arte. Ansamblul de dans popular Radu Iubie din Taraclia, conducător și director Dina Actova. Este un colectiv frumos, prin intermediul căruia au trecut sute deja de dansatori profesioniști experimentați. Un colectiv aplaudat în peste 20 de țări ale lumii. Lume bună și frumoasă în Piața Mare Adunării Naționale și salutăm și pe cei din ansamblul folcloric Datina din satul Hârbovăț. Anenii noi, bine ați venit la sărbătoare! Doamnelor și domnilor, alături de noi este și ansamblul de dansuri populare Veselia din Chișinău, conducător Gheorghe Ivanov. Ansamblul Veselia a fost fondat în anul 1955. În prezent este cel mai numeros ansamblu popular care întrunește dansatori de toate generațiile și are un program variat de dansuri populare autentice din diferite zone folclorice ale poporului nostru, dar și a minorităților naționale din țară. Haideți să salutăm pe cei din ansamblul folcloric Grădina Domnului de la Casa Regională de Cultură din Anenii Noi. Conducător Dora Cimotari, laureat al mai multor festivaluri din Ucraina, Bulgaria, România. Formația folclorică Nistrenii din satul Dorotskaya, raionul Dubăsari, conducător Ion Ocoman, participanți la mai multe concursuri naționale și internaționale. Dragi prieteni, salutăm cu mult drag formația Strămoșii din Nicleușeni, Strășeni! Conducător Valeriu Brisăcaru. Ansamblu Strămoșii s-a înființat în 2013. Au participat la festivalurile Eminesciana, Întruniri Bucovinene, Florile Daude și Cântec, Joc și Voie Bună. Ansamblu de muzică și dans folcloric Rotunda din Vorniceni, Strășeni! Conducător Valentina Cazacu, participanți și laureați ai festivalurilor internaționale. Bine ați venit! Formația Lăstărei, localitatea Bălăbănești, conducător artistic Elena Calancea, este un colectiv folcloric model din anul 2011. A luat premiul 2 la festivalul republican Folclorul Copiilor. Și aplauze și pentru formația Maleanca din satul Bălăbănești, raionul Friuleni, conducător
Alina Orbu Novac. Colectivul este atestat din 2004, a participat la multiple festivaluri raionale, naționale și internaționale. Vă salutăm pe toți aici în piața Marii Adunări Naționale. Parada Fortului Popular, cea de-a treia ediție, în acțiune! Haideți să-i salutăm cu aplauze, stimați spectatori, pe toți acei care au venit astăzi să aducă omagii acestei frumoase sărbători, acestei minunate țări, acestui extraordinar port popular unic în lume! Participanții ediției 2015 a Paradei Portului Popular ne dau tuturor o frumoasă lecție de dragoste pentru istoria acestui pământ, încifrată de semnele de pe coborul nostru tradițional, dar și în cele imprimate, țesute și brodate pe costumele noastre tradiționale, pe care, printre altele, și noi aici în scenă le purtăm. Așa este, prieteni, în aceste clipe, luminat de eroismul, curajul, demnitatea și dragostea de țara strămoșilor, gloriosul nostru standard tricolorul poartă cu sine de-a lungul secolelor nu doar istoria acestui pământ, ci și cântecul de dăinuire al neamului nostru, tricolorul. Spiritul vieții Marii Adunări Naționale va purta mereu ecoul vocilor celor care împlin proces de renaștere națională. De la începutul anilor 90 cereau tricolor, tricolor! Să vină tricolorul! Steagul capătă suflet când este purtat de un sportiv victorios sau când onorează un militar căzut la datorie sau când este dus de tinerii care reprezintă prezentul și viitorul acestei țări. Drapelul ne umple de bucurie și ne sprijină în suferință, fiind un simbol care se transformă în sentiment atunci când se întâlnește cu momentele cheie din viețile noastre și din destinul țării. Sub culorile istorice ale tricolorului am venit astăzi aici pentru a zice de la mic la mare să trăiești, Moldova, casa noastră sfântă. Ne-am dorit ca acest spirit de